În această săptămână la Mapa Mont Creștin, vă vom arăta capela sixtină așa cum nu ați mai văzut-o niciodată. O expoziție nouă oferă o imagine unică asupra capodoperei lui Michelangelo. Vom examina imaginile care sunt mai mari decât în realitate, și pe care oamenii le găsesc uimitoare și inspiratoare. Scandaluri în biserică, în timp ce unii dintre liderii proeminenți au căzut în disgrație, ce se poate face pentru a restaura încrederea în conducerea bisericii? De la American Idol la premiile Dav, cântăreața atașa Leighton ne va spune povestea ei și motivul pentru care este recunoscătoare pentru stadiul vieții sale din prezent. venit la această ediție a emisiunii Mapa Mond Creștin. Imaginați-vă că ați putea să vă bucurați de frumusețea și de minunăția Capelei Sixtine chiar în orașul vostru. Din Australia, în Mexic, din Shanghai, în New York, oameni din mai bine de 60 de orașe din întreaga lume pot face acest lucru acum. O expoziție mobilă oferă vizitatorilor o imagine unică asupra viziunii lui Michelangelo despre creație. Gabe la Monica de la CBN vine cu mai multe detalii. Când Michelangelo a adus Biblia la viață cu 500 de ani în urmă, e greu de crezut că și-ar fi imaginat că opera sa de artă de pe tavanul Capelei Sixtine va ajunge din Vatican într-un mol din Richmond, Virginia. Însă iată o aici, agonie și extaz. În 1965, Charlton Heston a jucat în rolul lui Michelangelo Buonarroti de 33 de ani și a dus Capela Sixtină în cinematografe. Acum, o expoziție mobilă aduce vizitatorii față în față cu viziunea artistului italian asupra cărții Geneza. E ca și cum am urmărit modul în care Dumnezeu face lumea începând cu Geneza. Vedem abundența, bogăția creației lui Dumnezeu care are loc chiar în fața noastră, de la facerea lui Adam. E palpitant, e uimitor să vezi cât de apropiate au fost degetele. Se vede acel spațiu tangibil între om și Dumnezeu până la cădere. O privire plină de durere când au fost alungați din paradis. În curând, expoziția Capela Sixtină a lui Michelangelo va ajunge în 80 de orașe și va aduce la viață nouă scene din Biblie. Tiffany, am impresia că sunteți dovada vie că nu trebuie să știi nimic despre Michelangelo sau despre Capela Sixtină pentru a aprecia picturile sale. Absolut. Care e imaginea dumneavoastră preferată? Preferata mea e aici, în sala strămoșilor lui Hristos. În fundal e un băiat. Această imagine nu poate fi văzută pe tavanul înalt din Italia. Nu e nevoie de cunoștințe generale din istoria artei pentru a aprecia această capodoperă. Mulți au spus că nu au putut vedea tavanul în mod clar deoarece este așa de înalt sau nu au avut timp suficient pentru a se uita la tavan. Fresca plină de crăpături e prezentată în relief și dezvăluie chiar și potopul. Nivelul de acces la picturile faimoase ale lumii poate fi apreciat și de experți. Am fost odată și nu am uitat-o. A fost uimitor. Apoi cred că am mai fost de 55 de ori în întreaga viață și continuă să mă uimească de fiecare dată. Profesorul William Wallace a scris 8 cărți despre sculptorul devenit pictor. Michelangelo e un artist care merge de la 0 la 60 într-o secundă. E capabil să accepte sarcini monumentale și să le împlinească. Astfel, un artist care nu a pictat niciodată o frescă a pictat fresca ce a devenit cea mai importantă din lume. Schelele de alamă au fost uimitoare, bolta e înaltă, echivalentul la șapte etaje cu picturi pe o suprafață de 7.620.000 de metri. Chiar și pe tavanul curbat, Michelangelo a obținut un efect 3D. Provocările tehnice sunt astronomice și e uimitor cât de bine le-a rezolvat. În primul rând, cum să duce o schelă acolo sus? Apoi, cum să pictezi personaje de 4 metri, care stau jos și care au o înălțime de 4 metri, care sunt pe acea curbă, însă par să fie bine proporționați și nu se oglindesc? Da, ar fi putut arăta ca o casă cu oglinzi. Da, exact. Casa ororilor. În loc de orori, oamenii îl venerează pe Dumnezeu. Indiferent dacă sunteți religioși sau nu, această imagine în care Dumnezeu creează omul e simbolul suprem al creației. Aceasta e moștenirea pe care a lăsat-o Michelangelo atunci când a creat una dintre cele mai frumoase lucrări de artă din lume. Un studiu vorbește despre beneficiile credinței în viața tinerilor. Josh Packard de la Institutul Spring Tide Research a efectuat un studiu vast în rândul tinerilor de 13 până la 25 de ani. El a găsit că religia e benefică pentru tineri. El a spus la emisiunea Faithwire de la CBN cei care se roagă și au o legătură cu Dumnezeu au o probabilitate mai mare să fie mai fericiți și să aibă o sănătate mentală mai bună. Potrivit studiului său, 73% dintre tinerii religioși cred că practicile spirituale au un efect pozitiv asupra mentalităților. Potrivit cercetătorilor, în ultimii ani, încrederea în liderii creștini e în declin, mai ales din cauza unor rapoarte legate de abuz, imoralitate și alte scandaluri. Charlene Aaron de la CBN ne va spune cum vede un pastor nevoia pentru o nouă generație de lideri care să îndeplinească cerințele scripturii. Isus vorbește despre conducere așa cum o face și Pavel, Petru, epistola către evrei, așadar Noul Testament, dar și Vechiul Testament, spun că Dumnezeu nu ne-a lăsat fără o viziune cu privire la cum ar trebui să arate conducerea în Biserica locală. În cartea sa apărută recent, Workers for Your Joy, pastorul și liderul de seminarii, profesorul David Matthew, sublinează cum trebuie văzut acea chemare prin prisma scripturii, a da prioritate slujirii. La finalul primului capitol din scrisoarea a doua către Corinteni, Apostolul Pavel spune, Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră. Dacă Pavel, care era Apostol, unul dintre purtătorii oficiali de cuvânt al Hristosului înviat, care a scris epistole, spune, Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră a Corintenilor, dar el a și lucrat cu ei pentru bucuria lor, cu atât mai mult, pastorii din bisericile locale trebuie să aibă o viziune potrivit căreia să conducă de dragul bucuriei oamenilor în Isus Hristos. La emisiunea Prayer Link de la CBN, Matthew spune că în cartea sa se urmărește în mod anume ridicarea și căderea recentă a multor lideri de biserici și vorbește despre ce ar fi putut să-i ducă pe căi greșite. În fiecare poveste despre ridicare și cădere, Găsim o lipsă clară a unui atribut sau a unei virtuți care a fost stabilită de Hristos și de apostoli cu două milenii în urmă în Noul Testament. Această listă din 1 Timotei 3 și din Tit 1 este semnificativă. Pavel vorbește serios, apostolii vorbesc serios. E înțelepciune în acea listă pentru lideri sănătoși și normali în Biserica de azi. Calitățile din 1 Timotei includ următoarele, a fi fără prihană, un comportament cumpătat și înțelept. Methis mai spune că abilitatea de a predica e de asemenea de o importanță cheie. Când spunem abilitate, ne gândim la oratorii de rang și de un dar măreț? Dacă e un bun povestitor sau cu darul comunicării, nu cred că despre asta e vorba, ci despre abilitatea văzută în context. Un om care vrea să predice. Pastorii și bătrânii trebuie să fie cei care vor să hrănească turma, așa cum a spus Isus paște mielușeii mei, prin predicarea Bibliei, poate fi foarte simplu. Matthew spune că acum, mai mult ca niciodată, e nevoie de simplitate. Creștinismul e o mișcare de predicare. Isus a fost predicatorul desăvârșit în vremuri în care oamenii se puteau supăra pe predici. Ei voiau ca pastorii să facă orice, mai puțin să predice. Să facă una alta, să îi asculte, să îi consilieze. Lucruri foarte importante. Câteodată presiunea de a nu predica este mare în cadrul lucrării pastorale. Asta e calificarea de bază și chemarea pastorilor bisericilor locale în Noul Testament. În timp ce Metis provoacă liderii aspiranți să accepte cu credință chemarea lui Hristos, el îi mai curajează pe cei din congregații să se roage pentru ei în mod consecvent. Cântăreața și autoarea Tasha Leighton e cunoscută pentru melodia de mare succes Look What You've Done. Melodia a ajuns în topurile muzicale din Statele Unite și ea a devenit una dintre primele cinci artiste creștine din 2022. A mai fost nominalizată la cântecul anului la premiile DAV din acest an. Ephraim Graham am stat de vorbă cu Tasha în casa ei din Nashville despre viața și muzica ei. Ne aflăm în ajunul premiilor DAV. Anul trecut ai cântat înainte de spectacol. Da. Anul acesta ai fost nominalizată. Cum e? E minunat. Îmi place să cresc și să văd progresul. Cred că e un progres natural al situației și al muzicii care aduce oamenii împreună. Așadar, sunt foarte entuziasmată. Faptul că sunt nominalizată e minunat. Frumos! Cred că sincronizarea e minunată. Multe situații din viața mea despre care am crezut că au fost devieri, de fapt nu au fost. Cât de deosebită e nominalizarea pentru cântecul anului? Cum vezi asta? You know, the amount of people who Oamenii îmi scriu un număr mare să-mi spună că acest cântec e imnul lor, că i-a ajutat să treacă prin vremuri grele, că le-a dat curaj și îndrăzneală și credință pentru a înfrunta viitorul. Cred că e o mărturie bună cu privire la modul în care acest cântec a atins așa de mulți oameni. E Dumnezeu! Ai scris acest cântec cu o echipă. Povestește-mi despre acel proces. Care a fost rugăciunea? Care e mesajul vostru? Acest cântec e mărturia mea. Când am intrat în sesiunea de scriere a cântecului în acea zi, am spus vreau să scriu despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea. Câteodată, când scriem cântecele, cele mai personale ajung să devină cele mai cunoscute. Cred că acesta este și cazul acestui cântec. A fost foarte personal pentru mine și a ajuns să fie înțeles de mulți oameni. Te uimește modul în care Dumnezeu lucrează prin acest cântec? Absolut. Ai spus că uitându-te înapoi, ai simțit că unele momente ale vieții tale au fost devieri. Ce ai considerat o deviere? Un turneu cu Katy Perry, American Idol, care au fost devierile? Mm. Cu siguranță, American Idol. Nu știu de ce am făcut acest spectacol. Însă, uitându-mă înapoi, văd cum Dumnezeu s-a folosit de acest spectacol ca să-mi dea o idee cu privire la cum aș putea sluji în afara bisericii. Cred că adesea când mă gândesc la acest spectacol și la ce s-a întâmplat la acest spectacol, îmi amintesc că mă întrebam: de ce mă aflu aici? Ce fac? Am spus că nu voi participa la un astfel de spectacol. Dar am fost acolo. După ce am părăsit spectacolul, m-am gândit că ar trebui să cânt în afara bisericii. I-am spus pastorului meu și el a spus, nu am știut asta de.

Când am acceptat turneul cu Katie, am simțit și nu prea am simțit că e o deviere. În timpul petrecut cu ea, în sezoane diferite, m-am întrebat ce fac. În alte perioade am simțit că împlinesc chemarea lui Dumnezeu. Cred că trecem cu toții prin asta, nu-i așa? Când simțim harul de a face ceva, câteodată ne simțim în largul nostru și câteodată ne întrebăm ce facem cu viața noastră. Eu am simțit toate acele emoții cu Katie. Uitându-mă înapoi, am crezut că au fost de vier, dar nu au fost cu adevărat de vieri. A fost minunat. Folosindu-mă de acest caz, vorbesc despre sincronizarea lui Dumnezeu care e desăvârșit. It the wreckage? Would you take this heart and make it whole again? Did you share the dark times in your life when you thought about suicide? What happened? I had been really wounded in the church mm. and I couldn't reconcile how Christians could be so mean. Am fost foarte rănită în biserică și nu am reușit să accept cum pot fi creștini atât de răi după tot ce am citit în scriptură. Nu am avut mijloacele să procesez evenimentele din viața mea. Am căutat și la capătul acelui proces de căutare, m-am trezit și mai deprimată și mult mai izolată decât am fost vreodată în viață și am încercat să-mi iau viața. Când mă simțeam așa de deprimată, am înțeles că Isus a fost singurul din toate căutările mele care are orice putere să mă transforme sau să-mi dea pacea autentică. That had any power to transform or any power to give me true peace. M-am forțat să mă întorc în biserică. M-am gândit că la un moment dat situația se va rezolva. Într-o duminică, pastorul a spus dacă vreau ca Dumnezeu să mă atingă, să merg la învon după slujbă pentru a se ruga pentru mine. Am plecat cu trei ore mai târziu. Spun mereu în glumă, probabil au fost nevoiți să schimbe bucata de mochetă pe care am stat la învon, deoarece atât de mult mi-a curs nasul. Mi-am predat viața lui Isus și asta a schimbat traiectoria vieții mele. Știam că mai trebuie să mă vindec, dar am simțit că Dumnezeu a lucrat în inima mea în mod deosebit și totul s-a schimbat. Sunt multe seri în care cânt Look what you have done și se întâmplă uneori să nu ajung până la capăt deoarece mă emoționez. Mi-aduc aminte cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Chiar și ieri seara am coborât de pe scenă și m-am dus la toaletă și am plâns vreo 20 de minute din recunoștință față de el. Um, even last night, I got off stage and I went to the bathroom and I cried for like... 20 minutes. Mm. Sunt recunoscătoare pentru faptul că sunt aici, pentru faptul că am o familie frumoasă. Fac lucrurile pentru care m-am rugat pe când eram doar o fetiță. Văd cum se schimbă viețile oamenilor în fiecare seară. Nu aș schimba asta pentru nimic în lume. Asta îmi dă un motiv să mă ridic dimineața din pat. Yeah. Arheologii israelieni au găsit un piept în antic de vreo 3700 de ani. Pe piept se găsește cea mai veche propoziție completă scrisă cu literele alfabetului cananit. Pieptenul a fost găsit într-un șanț în 2016 în sudul Israelului, însă de-abia la sfârșitul anului trecut, un profesor de la Universitatea Ebraică a observat inscripția măruntă. Aceasta conține 17 litere și spune, fie ca acești dinți să îndepărteze păduchii din păr și din barbă. Arheologii au mai afirmat că au găsit dovezi microscopice de păduchi pe acel piepten. Descoperirea dezvăluie noi informații despre folosirea cea mai timpurie a alfabetului cananit, care a fost inventat în jurul anului 1800 înainte de Hristos. Apropo, acest alfabet e baza tuturor sistemelor de alfabete subsecvente, printre care cel ebraic, arab, grec și latin. Întregul cuvânt pentru întreaga lume acesta e scopul mișcării care și-a propus traducerea Vechiului Testament în limbile din întreaga lume. În prezent, 90% din limbile lumii nu au o traducere a Vechiului Testament. Chris Mitchell de la CBN vine cu mai multe detalii din Ierusalim cu privire la efortul de a elimina această lacună a Testamentului original. De ziua 50-mii în acest an... Acești bărbați și aceste femei s-au întrunit la grădina mormântului pentru a lucra la extinderea folosirii vechiului sau testamentului original în întreaga lume. Lacuna privind testamentul original se referă la faptul că testamentul original e tradus slab, e folosit puțin și adesea nu e înțeles. Astfel ne luăm angajamentul să facem tot ce putem pentru a accelera traducerea testamentului original într-o limbă vie pentru a contribui la împlinirea marii trimiteri. Prin urmare, s-a semnat declarația de la Ierusalim pentru a elimina această lacună a testamentului original. Acesta e subiectul consultării. Avem oameni în întreaga lume care s-au unit în rugăciune pentru a-L căuta pe Domnul spunând Doamne, știm că există o lacună semnificativă. Te rugăm să ne îndrumi. Cum să eliminăm această lacună? David Hamilton de la We Are Name explică motivul pentru care a ales să folosească termenul testamentul original. Deoarece atunci când ceva e vechi, vrei să-l arunci și să înlocuiești cu altceva. Testamentul original vorbește despre o bază care are moștenire și valoare într-un mod multigenerațional. Testamentul original a fost Biblia pe care Isus și apostolii au folosit-o și vrem ca toată lumea să aibă acces la ea. Noul testament se poate înțelege cel mai bine când e legat de testamentul original. Ei arată faptul că acesta e necesar pentru înțelegerea în profunzime a Noului Testament. Testamentul original e baza care ne ajută să înțelegem Evanghelia împărăției despre care Isus a venit să predice. Vă puteți imagina să citiți Noul Testament și să vedeți numele lui David, Avram, Moise, Rahav, Gedeon sau orice alt rău al credinței noastre, sau locuri ca Betel, Ierihon, Ierusalim, sau evenimente ca trecerea Mării Roșii, sau mana în pustie și să nu știți că în limba voastră despre ce vorbesc acele istorisiri. Ce s-a întâmplat? Cine sunt acei oameni? Pentru a ilustra adevărul lor, ei au publicat un testament cu lacune, o versiune a noului testament fără trimiteri la testamentul original. Când citatele sunt directe, atunci sunt șterse. Când e vorba de o aluzie internațională, atunci e redus la nivel de reper. Iată cum arată faptele apostolilor șapte când Ștefan își spune predica din cauza căreia a fost ucis. Toate, în afară de două versete, sunt citate directe din testamentul original. Puteți vedea în timp ce parcurgeți scripturile că lipsesc diverse părți. Deoarece atunci când citim Noul Testament fără să înțelegem originalul, nu avem întreaga imagine privind scopurile lui Dumnezeu. Așadar, noi vrem doar ca plinătatea Cuvântului lui Dumnezeu să fie la dispoziția tuturor oamenilor. Scopul e întregul Cuvânt pentru întreaga lume. Acum urmează strategia, mijloacele și ajutorul de care au nevoie pentru a împlini acest scop enorm. Mai întâi îi vom cere Domnului ca Duhul Său să miște inimile oamenilor pentru ca ei să-și dorească să participe și să conștientizeze cât de important e să înțelegi că unica scriptură pe care Isus și Pavel au avut-o a fost testamentul original. Ei cer trupului lui Hristos să li se alăture. Dacă aveți pe inimă să umpleți această lacună, vă invităm să începeți să vă rugați în această privință. Rugați-vă pentru toate limbile. 90% din limbile din lume nu au testamentul original. Începeți să vă rugați pentru acele limbi. Emisiunea Mapa Creștin se încheie aici. Mai multe știri puteți găsi pe site-ul nostru, pe paginile de Facebook și de YouTube. Sunt Codruța Borghelea și până data viitoare vă spun la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!